5 sfaturi pentru a avea grijă de bijuteriile placate cu aur. Vă prezentăm cele mai importante 5 sfaturi pentru a vă păstra bijuteriile placate cu aur în perfectă stare. Utilizarea de zi cu zi este principala cauză pentru care aceste bijuterii au ajuns să se deterioreze. De aceea este foarte important să se aibă grijă deosebită de bijuterii, în scopul de a garanta aspectul lor perfect. 1. Depozitarea. Pentru a evita zgârierea bijuteriilor, vă recomandăm să vă păstrați bijuteriile în casetele originale, aceasta fiind o metodă și pentru a evita contactul cu alte bijuterii. 2. Curățarea blândă. Atunci când curățați bijuterii placate cu aur și argint, trebuie să folosiți apă călduță și o perie moale. După clătire cu o mulțime de apă rece și uscarea bijuteriei cu atenție, acestea vor arăta că noi și vor rezista mult mai mult timp. Cele placate cu aur și argint pot arăta semne de oxidare, atunci când vin în contact cu aerul. Această reacție poate fi accentuată ca urmare a contactului cu pH-ul pielii. Prin urmare, aurul poate lua o tentă roșiatică și argintul o nuanță închisă, călbuie. Pentru a curăța bijuteriile, fie le duceți la unul din magazinele specializate, fie le curățați ușor cu o cârpă moale din piele de căprioară. 3. Diamantele și pietrele prețioase au nevoie de îngrijiri speciale. A se evita lovirea acestora de suprafețe dure sau supunerea acestora la schimbări extreme de temperatură. Diamantul este într-adevăr cea mai dură piatră, dar este totuși fragilă. Spre deosebire de alte pietre, diamantele nu pot fi zgâriate, dar se pot sparge. Inelele și brățările cu diamante și pietre prețioase trebuie să fie manipulate cu o grijă deosebită, deoarece pietrele pe care le conțin sunt supuse utilizării continue, de zi cu zi. Acestea prezintă caracteristici care le fac unice și extraordinare. 4. Ferițile de dușmani. Orice metal nobil este permanent deteriorat de mercur și, prin urmare, trebuie evitat orice contact cu această substanță. Cu toate acestea, dacă se va întâmpla acest lucru prin accident, ia piesa și du-o de urgență la un magazin specializat astfel încât mercurul să poată fi îndepărtat în magazin și prejudiciul va fi minim. Bijuteriile care conțin cristale sau emailuri sunt deosebit de sensibile la produse chimice. Perlele și coralii merită o atenție specială suplimentară. Ele sunt de origine organică și nu rezistă la cosmetice, fixativ și parfum. În scopul de a le curăța, o cârpă de bumbac umedă și o picătură de săpun delicat va fi suficient. 5. Întreținere. Vă sugerăm să aveți inspecții periodice realizate asupra bijuteriilor placate cu aur, în special inele și brățările, precum și reînșirarea faierilor de coliere de perle. Fiecare magazin ar trebui să aibă un serviciu special, în scopul de a se asigura că bijuteriile sunt întotdeauna în stare perfectă. Acestea au fost 5 sfaturi, din punctul nostru de vedere, esențiale pentru ceea ce înseamnă îngrijirea bijuteriilor în general și a celor placate cu aur în special. Acestea fiind spuse, acum la final, te rog să dai un like mare, să te abonezi dacă nu ai făcut-o până acum, să distribui videoclipul în rețelele de socializare și încearcă să mai vezi un videoclip de pe acest canal. Mulțumesc!